De câte o săgea că le-am dat comandă. E pe internet. Loroxana și? Nic. Păi eu mai rămân singură. Nu mai rămân singură. Cum mă? Și Simona. Dar și pe urmă rămâne Simona singură? Simona l-a avut o lună. Să împacă Elena cu Luci și să formează numai cupluri. Nu? Rămâne Simona, săraca. Grupul vesel. Ce-a mai dat Dumnezeu? La ce oră v-ați culcat azi, la? A doua. A, nu v-ați culcat târziu. Toți? Toată lumea? El dacă a intrat și eu am avut treabă. N-a auzit gălăgine, n-a auzit nimic. La el a fost liniște de plină. A intrat, ăla a fost. Dar făceam mare... acolo, hai, dați-i repede. Tu cine erai? Cu Cristi... tu cu Cristian ești dormit. Ai mai și mâncat? Și cu Luci. Ai mai și mâncat? Ai mâncat? Voi trei, a, deci aveți companie trei înși acolo. Ei, trei și ăștia la câte doi. Așa, la câte doi, dar stai că nu sunt nici unul singur. Da. Bine că nu fac urât. Na. Mă păcate din căci. Nu. Ai, nu te gândi departe, că a fost bine. Tu râzi mai mult. Tu râzi. Semeni cu frate meu. La mare la fel, e serios, serios, adică nu prea scos de la el vorbe așa, decât cu cleștele. E, dacă bea, râde într-una și atunci glumește și el, face și el glume, face și el. Dar în rest, nu vezi de la el glume, e foarte serios. Nici nu accept așa să glumești când e treia, să glumești cu el sau... Treia să mai facem și câteva de asta, că m-au pus de tu de supărare păi ce din faci? Ceea ce s-a întâmplat ce să faci, mă, că aici nici nu ești obișnuit, ai băut 100 de grame. Aici nu păi ești ce, n-am băut, păi ce dracu, e 750 de grame în sticlă. Nu, era de un litru. De un litru e aia? Da, am trebuit că a fost mai mare sticlă din rândul trecut. Nu am o două, trei pare, două pare. Dar ce, mă, mai nică este pentru ei. Dar te ajunge oboseala, supărările, te ajunge toate. Aici toate se adună. Da, ce mi-era drag de Cristiana. Da, Cristiana. Te îmbrăcate. Aici ți se adună toate, mai ales luna asta. Da. Picăm toți. Cât am fi noi de tare. Noi mamele, dacă ne vedeam la brad. Când a fost la brad, ce jalete era pe aici când am împodobit bradul și cânta colinde. A cânta numai colinde. Și îți dai seama, îți dai seama că te răscolește. Te răscolește mult de tot. Ne-a răscolit la brad. Și fetele și noi. Până la urmă ne-am luat toate în brațe și să fi văzut cum ce era aici. De aia și Cristian a plâns foarte mult atunci. Da, la brad am plâns mult, dar ea a plâns prea mult. Mult a plâns. Până am venit noi de afară, că făcuse noi bradele, plângeau aici una peste alta. Mă, ce Dumnezeu! Picase toate, era până dormitor, plângea pe aici, toate, care mai dă care. E greu, eu dacă am fost mai haiduc, nu prea m-a afectat așa. Pur și simplu știam că trebuie să împodobesc brad. Dar și cât, știți cât e de frumos? Mamă, deci nu fac astea trei cât face ăla. Cât e de frumos. Acolo? La voi acolo va da ceva mai frumos, că noi am puține, păi avem da. Avem globurile numai albastru cu auriu. Ia. Și bătală din ea, așa. Asta ce ne-a dat, aia am făcut. Și asta e și frumos. Și asta e și frumos. Dar asta ne-a dat asta. Am văzut, e bogat, bogat, așa de aia zis. Abia să mai văd crendul. Ai văzut? În casă acolo l-aveți, nu? Și unul afară. Mai ăla afară i-a pus Cătălin câteva globuri și... Ce asta e? Treci. Trece repede. Deja ne-am obișnuit eu de, cu ideea și cu statul aici. Ce e rău când se începe cu să dai din materiale să vorbești. Atunci cel mai grav. Că ți le faci așa... Și mai ales când sunt conflicte. Mie nu, când dă materiale și ce vorbim aia nu mie, mie atunci când dă când, cu ceata, cu scandal. Păi da. Conflictele, să ceartă, atunci
Pentru că nu se tace. După ce da, da materialul, dacă trebuie să taci, gură, să vezi că nu mai e nimic. Și nu mai comentezi, nu mai are ce să dea. La revedere. Să ia iar, ai văzut? Dacă se comentează, a, păi de ce? Că am zis, că am făcut, că am trecut și iar începe, iar dă. De la materialul ăla bagă și ce s-a întâmplat. Și iar începe, și iar începe, și poate să țină un material și dă 5 ori la rând. Material îl bagă de, și dă 5 ori, poate să-l bage. Că se comentează pe pauză. Dacă nu s-ar comenta, nu s-ar da nimic. Da, ai dreptat. Păi da. Și acum e mult mai ușor pentru că l-auzi și ți-aduce aminte de el. Mai cum să zici că o fi și că o trăzni. E bine că auzi. A mie mi se pare corect să auzi. Să păi știi da, despre ce e vorba. E bine că auzi. Nu țin minte când am zis asta. Mă spunea întrebări și nici nu știai ce și cum. Și auzi materialul, ți-aduce imediat aminte ce s-a întâmplat. Asta e. Mai vine și săptămâna care vine susținător și până, și că până la Crăciun. Da? Nu v-a zis? S-ar putea să vină săptămâna viitoare. Da, poate că numai poate ele ori veni altele. Până la Crăciun vin. Da, așa a zis că da? Crăciun. Da. Da, că e bine, așa îți mai trece timpul, mai ieși și fețe noi și... Parcă altfel trece timpul cu mine, cu susținătură. Și mi se pare just pentru ei să-i bage și în casă. Ei sunt până la urmă cu mesajele, cu nebunelile, cu voturile, cu toate. N-a fost astea niciodată așa să bage. Nu, dar zic, e normal, mi se pare corect pentru față de susținător să-i bage în casă. Da. Și se aducă în platou și asta. Pentru că ei până la urmă trimit mesaje și bătează și... Dacă n-ar fi ei, ce ar mai fi? Păi normal. Hmm? Normal. Păi, că fără... Da.